de corupție, sigur. Ceea ce e adevărată corupție. Întrebați oamenii după stradă și dacă o să vorbiți cu ei, faceți un sondaj și o să vedeți ce înțelege fiecare. Sigur, și crimele odioase de genul cerei pentru care eu sunt chemat aici, și anume două angajate care nu veneau pe la serviciu sau nu prea veneau pe la servici la o instituție pe care nu o conduceam eu, sigur că și asta trebuie depțită chiar cum ce sare pe viață până la urmă. Dacă e să discutăm în mod serios. E frumoasă și coada la DNA, cum se stătea înainte la pâine. Dar procedura asta de ce v-au chemat? Doar că s-a pus în mișcare acțiunea penală sau au modificat? Deci ați devenit inculpat. Deci, cred că eram sau eram suspect. Deci nu mai știu. Deci, marți a fost sunat avocatul. Eu nu comentez, doar vă spun faptele ca un reporter. Da, sigur, nu-s la nivelul dumneavoastră. Luni, dumneavoastră tuturor, nu numai a ta. Luni... M-am uitat pe hârtie. Luni, efectiv luni. Adică imediat după alegeri. Da, da, da. A fost pusă în mișcare acțiunea penală. Marți a fost sunat avocatul și am venit astăzi. Eu puteam să vin și mai devreme, numai că avocatul meu a fost plecat în țară și am venit astăzi luni. Dar e bine pentru că... Dar credeți că au așteptat procurorul treacă alegerile să vadă care va fi rezultatul dacă vă chemă? Credeți dumneavoastră că se întâmplă în România așa ceva? Nu se întâmplă așa ceva. Dar ați rămas tot cu instigare la abuz în serviciu? Da, da, da. Dar vă e teamă de acest nou dosar? Pentru că deja aveți o condamnare cu suspendare și ar putea să vă creeze probleme. Am înțeles că nu. Am înțeles că numai dacă de la condamnare încoace mai fac vreo crimă de genul ăsta. Dar s-a depășit nivelul de teamă. S-a depășit nivelul de teamă. Până la urmă, după atâția ani în care a fost an grei, pentru mine, pentru familia mea, să plătesc pentru un referendum care l-a ținut în continuare pe Băsescu acolo, s-au depășit toate astea. Până la urmă, noi mergem înainte, eu merg înainte, până la alegerile parlamentare, am toate șansele să rămân liber până la alegerile parlamentare, chiar și cu un rind foarte alert. Nu cred că se poate întâmpla altfel, pentru că vreau să câștigăm alegerile. Și sigur, românii la un moment dat trebuie să hotărască dacă în loc de o alimentare cu apă preferă un denunț, dacă în loc de o școală preferă un dosar, dacă în loc de pâine, o pâine mai bună, preferă niște cătușe. Cred că până la urmă românii sunt cei care vor decide. Nu o luptă împotriva justiției, dar o luptă pentru adevăr și pentru bunăstare. Asta ne interesează foarte mult. Parlament sunt mai multe inițiative legislative care modifică legile justiției. Le-am ținut până acum și o să le țin în continuare pentru că eu nu reacționez ca alții, nici măcar ca alții din cealaltă parte, hormonal. Lucrurile în care cred nu se schimbă indiferent ce se întâmplă cu mine, pentru că cel mai important este ca România să rămână stabilă și să rămână o țară credibilă, dar eu cred că toată lumea trebuie să facă eforturile astea. În ce sens le-ați ținut? În sensul că n-am permis să meargă pe procedurile parlamentare. Este foarte simplu. Vă mulțumesc mult și vă doresc o zi bună și încă o dată ce i-am spus aseară domnului președinte Iohannis, să-i doresc ceea ce îmi dorește și el mie. Și ce v-ar dori? Ce vă imaginați? Nu știu, dar este o urare foarte corectă și cinstită. Dar nu l-ați sunat să-i spuneți la mulți ani? Nu. Și nu-l sunați? De ce? Din moment ce îi spun public cu toate camerele? Eu nu-l sun să-și dea demisia că are probleme cu casa. Asta nu fac. La revedere! Vă așteptați să vedeți și pe domnul Iohannis la DNA? Acum nu. Peste 5 ani? 4? Nu știu. Multă sănătate!